Salutare tuturor, este joi, trebuia să fiu la Lidl, dar am decis să vin aici pentru că vineri este sărbătoare și, ca de obicei, proprietarul nu m-a dorit să lucreze. Bineînțeles că a venit și el ieri, pentru prima dată de acum o săptămână și m-a ajutat și mai are și astăzi liber. Ne gândeam să punem tabla, dar uitați că dă urât afară, plătoace peste tot. A plouat destul de urât, mai ales și acum de dimineață, s-ar putea să plouă și astăzi. Tot ce am mai făcut, am reușit să bat și ca pe partea asta. Dacă ați văzut că am spart niște scânduri, acele scânduri le-am folosit, le-am vopsit cumnatul proprietarului, ca să nu mai pierdă timpul cu ele. Le-am pus ca bazie acolo, cum se mai spune. Și am pus acele un fel de frontoane, nu știu dacă se numesc așa, și acele perii speciale pentru, să vedeți dacă le vedeți mai bine, acele perii pentru ca păsările să nu intre. La fel am făcut pe toate laturile, am reușit să bat șipca. Dacă ați văzut mai devreme că tăiam, am spart șipca pentru că aici pe acoperiș toată porțiunea asta de pe față. Am făcut eu șipcile pentru că proprietarul cumpărase prea puține și nu le ajungeau. Aici practic n-a mai rămas nimic din lemnul care l-am comandat. Deci suntem cam în... s-a pusat foarte bine cu calculul materialelor. La fel am pus și aici frontoanele și astăzi urma frontoanele, baziile. Și urma să punem tabla. Vedem ce se întâmplă. Ăștia încă sunt temporari aici, n-a apucat să facă, nu m-am apucat pentru că eu v-am zis, nu sap, el își va trebui să-și sape singur și popii ăștia vor fi mutați din loc în loc, pentru că și aici de jur împrejur vom veni cu o centură, cu niște scaune pentru fiecare pop. La polistiren nu știu ce a făcut proprietarul, eu i-am spus, dacă ai luat 22 de OSB-uri sau 20, 22 cred că i-am zis, pentru exterior, calculează ori 3, și înmulțește și asta trebuie să fie polistirenul, dar se pare că nu știu ce calculator are, pentru că a dat eroare destul de mare, lipsesc vreo 5 pachete. Totuși, partea asta este închisă, sus acolo am lăsat loc pentru o grindă, pentru că nu am cumpărat-o. O să o cumpere proprietarul probabil zilele astea. Am reușit să închis aici cu polistiren. Dacă vedeți că au mai rămas locuri unde n-am tăiat, pentru că voi modifica puțin aceste uși, vom coborâ puțin mai jos. S-au făcut anumite schimbări datorită faptului că nu vrem ca geamurile să se vadă clar, să nu le obtureze sacea acolo. La fel și pe partea asta totul e terminat. Acolo vom continua cu peretele în continuare până la... Vom închide și pe partea aia, vom face la fel, vom închide și spatele. Mai e mult de lucru. Asta e singurul loc unde n-am pus bazia, pentru că trebuia să tai acel stâlp, trebuia să-l mutăm. După aia îl mutam din nou și i-am zis proprietarului, nu se merită bătaia de cap. Îmi place foarte mult cum a ieșit, vedeți, iese destul de frumos. Aici a fost puțin mai problematic pe spate, deoarece n-am bătut scândura și eu punând faptul că eu am pus cum îi zice
folia, nu mai vedeam unde sunt grinzile și am călcat de câteva ori pe vânză, pe... și era să mă duc jos. Dar vedem ce facem astăzi, dacă nu putem să facem nimic, vedeți și aici pe spate am pregătit deja pentru tablă, măcar spatele, dacă am putea să fim 3 persoane să-l punem, în fața practic pot să pun și singur. Dar nu știu ce altceva să vă zic, mă bag la treabă, înaintăm. Dacă nu putem să punem tabla astăzi, vom continua cu pereții de la interior, cu instalația electrică, este de muncă, deci de muncă nu ducem lipsa. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. But you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. Oh, 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 oh. Guess I'm a little unconventional. Oh, 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 oh. Guess I'm a little unconventional. So call it what you wanted, 'cause when I leave you psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have. Back.
am terminat și materialul, a trebuit să mai mergem să mai cumpărăm pentru că n-am putut să calculez totul perfect. Și cam așa stă situația aici înăuntru. Domnul a făcut curat aici și cam așa stă structura. Am folosit și ceva colțare, nu peste tot, pentru că am folosit multe șuruburi, ne-am prins în grinzi, vedeți, acolo. Singura chestie ce n-am făcut, n-am prins-o jos, deoarece n-am rotopercutorul cu mine, dar o să-l aduc următoarele zile și o să fac și asta. Mâine este sărbătoare, nu lucrăm. Deci cum va veni, asta este ușa de intrare, mai trebuie să decupez polistirenul ăsta pentru că și ușa o măresc puțin cu 10 cm în sus. Aici este ușa de la baie, pentru că am zis, optat să rămân aici un loc puțin mai mare pentru mașina de spălat, pentru că acolo este chiuveta și mașina de spălat se va pune atașa la sifonul de la chiuvetă, toaleta, bineînțeles, cada de duș acolo și mai rămâne aici pentru partea asta unde sunt hainele atârnate, probabil așa vor rămâne haine atârnate. Porma este o ușă care este față în față cu asta de la intrare, care ne dă voie să intrăm aici și aici va ca o mică bucătărioară așa de, v-am zis, este o căsuță de vacanță, nu este o casă, cu toate că se poate locui liniștit două persoane, chiar și cu un copil, se poate trăi în această căsuță. Aici este living-ul, am făcut, m-a zis, s-a făcut curățenie, l-am ajutat și eu cât am putut și ne-a dat ceva bătăi de cap. Aici am făcut câteva ambinat, numai două, pentru că am rămas fără grinzi și era chiar păcat să rămână bucățile astea de 1,50 m să le aruncăm. Le-am prins cu niște șuruburi aici și aici și este solid, exact ca unul din acesta. Nu se mișcă absolut de niciun fel. Altceva, nu știu ce să vă mai zic. Dacă ne lasă vremea, o să ne apucăm probabil și cu tabla anul ăsta. Vedem dacă ne lasă, poate chiar sâmbătă să montăm, dacă nu vedem săptămâna viitoare. Oricum, de muncă este, am de făcut instalația de apă, instalația electrică, pot să bag vată, pot să chitesc polistirenul, deci n-aș duce lipsa de muncă. Cam asta este tot. Dacă doriți să lăsați un comentariu sau vă interesează, vă spun ceva, vă răspund cu mare plăcere. Vă aștept pe grupul meu, grupul Made by Constantin pe Facebook. Weekend plăcut și la revedere!